Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi la acest început, la acest, iată, seminar de lansare a proiectului Let's Start Up, afacerea ta, un proiect cofinanțat din Fondul Social European. Am amintit, vă dau acum prea multe pentru că urmează să fie prezentate. Pentru început, pentru că suntem de parte de trecerea de 3 ani, vreau să vă spun în numele colegilor mei, la mulți ani pentru acest 2018. De asemenea, vreau să salut prezența mitocul nostru, a reprezentanților principalilor instituții ale orașului și județului. O să dați voie să încep cu instituția Prefecturii Vaslui, reprezentată aici de domnul Cristian Lapa, consilier al Prefecturii de Vaslui. Apoi Consiliul Județean Vaslui, reprezentată de doamna Enache Andreea. Primăria municipiului Vaslui, da, reprezentat aici de domnul Ionel Popa, reprezentând serviciul de management și proiecte. Și în ultimul rând, și cu multă curtoazie, salut prezența domnului director Coste Adrian, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură. Doi, vreau să nu începem, înainte de a mulțumi personal și numele celorlalți membri ai echipei, reprezentanților mass media, care, iată, înțeleg ca de fiecare dată să fie alături de, zicem noi, evenimentele importante din viața urbei noastre. Cred că începutul a fost făcut, dați-mi voie să trecem la ce este poate cel mai important, la datele legate de acest proiect, dar pentru asta am să dau cuvântul doamnei Adriana Vasile, care este coordonatorul activităților pe județul Vaslui. Vă rugăm, doamnă. Bine ați venit. Deci cuvântul de bun venit și am să plec de la urarea domnului Popoi, care m-a plăcut, v-a urat la mulți ani. Rolul meu este să vă urez la mulți bani. Și dacă dumnealui nu poate concretiza cu anii, eu zic că noi suntem în stare să concretizăm cu bani. Sperăm că acest proiect pe care îl prezentăm astăzi să aducă acestui județ finanțările pe care are nevoie și mă bucur că orașul și județul Vaslui nu este numai în obiectivul nostru, ci și a altor colegi care au câștigat finanțări similare, având în vedere că în sală e atâta presă, sunt convinsă că deja v-ați plictisit de prezentările aferente aceste linii de finanțare. Mai sunt încă cel puțin 5 proiecte care au ca și obiectiv acordarea de granturi, de finanțări în județul Vaslui. Deci, zic eu că aveți acum o șansă pe care trebuie să știe populația din Vaslui, să o fructifice, că nu cred că se va mai repeta în viitorii ani așa o oportunitate. Este prima dată în istoricul post-decembrist când se acordă o importanță foarte mare și un ajutor direct mediului antreprenorial. Nu cred, eu așa am feeling-ul că se va mai repeta în viitor acest lucru, mai ales în actuala conjunctură europeană. Ajungem la tema de astăzi, am să încerc să fiu foarte scurtă, mai ales că avem presă în sală și nu au întotdeauna răbdare să asculte toate informațiile, am să le structurez cât mai bine și prefer, dacă o să aveți întrebări sau solicitări de clarificare, să vă răspund direct. Proiectul de startup, afacerea ta, face parte din lotul de proiecte cunoscut România Startup Plus, prin care Uniunea Europeană și Guvernul României va finanța viitorii antreprenori. Am nu se confunda cu Startup Nation și înainte de a face prezentarea de proiect vreau să subliniez, este complet diferit ca și concept de Startup Nation. Da, foarte mari. Foarte, foarte, foarte mari diferențe între o linie de finanțare și cealaltă. În vedere că acestea sunt deja contractate, mai avem niște termene foarte clare și mai ales nu trebuie să aveți sau să fie firmele înființate înainte de a se acorda finanțare. Să trecem la proiect. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 3 ani, începând cu 15 ianuarie 2018, având termenul final 31 decembrie 2020
și proiectul are în vedere toate județele, cele 6 județe ale regiunii Nord-Est, respectiv Botoșani, Neamț, Bacău, Suceava, Iași și Vaslui. El este implementat de un consorțiu de 6 parteneri, fiecare acționând și răspunzând de activitățile ce se vor desfășura în câte un județ. Aplicant principal la această linie de la acest proiect este Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani, care va răspunde de activitățile care se vor desfășura în județul Societatea ACM va răspunde de ceea ce se va întâmpla în județul Neamț, Asociația Partnet pe județul Bacău, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava se va ocupa de activitățile ce se vor desfășura în județul Suceava, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară, INDECO, se va ocupa de județul Iași și Asociația Consensual, pe care eu o reprezint în calitate de președinte și de coordonator a activităților în acest proiect pentru județul Vaslui, de județul Vaslui. Prin rezultatele proiectului se urmărește, și asta o să tot auziți la toate proiectele care vor fi finanțate, pentru că nu primeam noi finanțare dacă nu aveam aceste obiective. Proiectul urmărește dezvoltarea cunoștințelor antreprenoriale pentru un număr de 750 de persoane la nivelul regiunii, deci la nivel de 6 județe, 750 de persoane în regiunea Nord-Est, în scopul înființării a 91 de firme ce vor beneficia ulterior de 40.000 de euro, de o sumă maximă de 40.000 de euro și a creării de minim 182 de locuri de muncă. Asta ne-am propus. Și spre deosebire de Start Nation, noi chiar trebuie să o facem. Pentru că e în joc odată și numele nostru și faptul că noi știm ce înseamnă semnătura pe un contract de finanțare. V-am scutit de foarte multe informații legate strict de bucătăria de proiect și vin exact pe județul Vaslui. În Vaslui se vor organiza 5 seminarii de informare pentru grupul țintă, pentru cei care doresc să își dezvolte cunoștințele antreprenoriale în scopul de a înființa o firmă. Vor fi selectate pentru participare la cursul de 130 de persoane. Se vor organiza 10 grupe de instruire. Observați că avem 130 de participanți și 10 grupe, pentru că se va lucra intensiv cu cei care vor veni la curs, tocmai pentru a-i pregăti în a-și face planul de afaceri pentru un eventual business. Se va organiza un curs de planul de afaceri pentru absolvenții de curs, a absolvenții celor 10 grupe, sau pentru persoane care au absolvit acest curs în proiecte anterioare, deci cei care au deja un certificat de competență antreprenorială. Se vor desemna 15 câștigători la nivelul de județ Vaslui, se vor organiza 15 stagii de practică și am să revin asupra lor puțin mai târziu pentru câștigători și se vor acorda 15 finanțări de maxim 40.000 de euro fiecare. Proiectul se desfășoară etapizat. Nu ne-am propus noi să le etapizăm, a fost una dintre condițiile care ne-au fost impuse. În prima etapă, care se va desfășura anul acesta, se vor organiza seminariile de informare, pregătirea în domeniul antreprenorial, respectiv desfășurarea celor 10 cursuri de competențe antreprenoriale, organizarea concursului, de planuri de afaceri, pentru că scopul nostru este să organizăm un concurs de planuri de afaceri pe care ulterior să-l premiem cu cei 40.000 de euro. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate, respectiv desemnarea câștigătorilor. Concursul se va desfășura în luna august, selectarea planurilor în luna septembrie, cel mai târziu luna octombrie. Efectuarea de stagii de practică de către câștigătorii concursului de planuri de afaceri. Acestea se vor desfășura anul acesta. Anul viitor, etapa a doua, care înseamnă servicii de consiliere și asistența antreprenorială pentru câștigătorii de plan de afaceri, respectiv asistarea lor pentru înființarea firmelor. Consiliere și implementare, asistență și consiliere a celor care au înființat firmele pentru a-și pune în practică planurile de afaceri, decontarea cheltuielilor firmelor și urmează etapa a treia,
în ultimul an, în al treilea an, când se va monitoriza activitatea firmelor de funcționare și se va acorda în continuare sprijin și consiliere. Trei ani, trei seturi diferite de activități. Primul pas este cel de înscriere la cursuri antreprenoriale pentru participare la cursuri. Deci la cursurile acestea pot participa orice persoane, indiferent de statutul lor pe piața muncii. Indiferent că sunt angajate, studenți, persoane care au 18 ani, asta este una dintre primele condiții, care doresc să acumuleze cunoștințe antreprenoriale, au reședința sau domiciliu, mediul rural sau urban al județului Vaslui, așa cum spuneam, au peste 18 ani și avem o excepție, nu fac parte din categoria, deci persoanele respective nu fac parte din categoria NITS, o categorie care a apărut de 2 ani de zile în vocabularul nostru, care reprezintă tinerii care nu urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 și 24 de ani. Această categorie nu este eligibilă la acest proiect, ea având propriile linii de finanțare. Cursul de formare antreprenorială are o durată de 60 de ore și reprezintă cunoștințe care vor veni din următoarele moduluri. Planul de afaceri, marketingul afacerii, managementul afacerii, elemente financiar contabile și de legislație afacerilor, cadrul legal de funcționare a unei afaceri, dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și nediscriminare și etică în afaceri și responsabilitate socială. Sunt cursuri autorizate de Ministerul Muncii și de Autoritatea Națională pentru Calificări. Asta înseamnă că la finalul de curs este un examen care va avea o probă teoretică, un chestionar titrilă și o probă practică, respectiv prezentarea unui plan de afaceri făcut în timpul cursului. După promovarea examenului, asta înseamnă cel mai târziu luna iulie, participanții vor primi diplome care le va permite accesul la înscriere la concursul de planuri de afaceri. Respectiv, se pot înscrie la concursul de planuri de afaceri persoanele care au absolvit cursul de competențe antreprenoriale, nu beneficiază sau nu au beneficiat de o altă finanțare pe o linie similară, deci pe aceeași linie focul 36. Nu beneficiază de ajutor de minimis în ultimii 3 ani, nu sunt acționari majoritari în alte firme. La momentul când noi am scris proiectul și până în acest moment, până la ziua de astăzi, putem să vă spunem doar care sunt domeniile în care nu se pot desfășura activități finanțate prin această linie. Deci firmele care vor fi făcute sau planurile de afaceri cu care doriți să intrați în concurs nu pot aborda următoarele domenii. Pescuit și acvacultură, producție primară de produse agricole, prelucrarea și comercializarea produselor agricole, transport rutier de mărfuri. Cu mențiunea că când ghidul pe care noi am aplicat pentru a obține aceste finanțări a fost făcut public și noi am scris la rândul nostru proiectul, acestea erau singurele prevederi din ghidul solicitantului și din ghidul ajutorului de minimis în care ne spuneau restricțiile pentru finanțare. Dar există un subsol care spune codurile CAIEN eligibile pentru planurile de afaceri vor fi stabilite în luna aprilie, prin metodologiile pe care noi suntem obligați să le ducem la avizat. Deci, dacă va mai apărea vreo excepție, va fi comunicată în timp util. Ca logică, nu se pot depune planuri de afaceri pe acele domenii care beneficiază la rândul lor de propriile linii de finanțare sau de propriile ajutoare de minimis. Cum spuneam, pescuitul și acvacultura are linie specializată. Cine dorește să primească finanțare pentru pescuit, este și în acest moment în derulare linia de finanțare. Producția primară și de produse agricole, la fel, tot ce înseamnă segmentul rural, are propria linie de finanțare.
pentru evitarea dublei finanțe, s-au scos domeniile în care se pot depune la noi proiecte de finanțare. Toată lumea mă întreabă de modul de organizare a concursului. Culmea ironiei, de regulă cei care participă la seminariile de prezentare sunt mai puțin atenți că nu se pot înscrie la concurs decât dacă sunt absolvenții unui curs de competențe antreprenoriale sau au participat la cursul nostru de competențe antreprenoriale și toate întrebările merg cum ne înscriem la concurs, cum se organizează concursul. Asta este singura diferență între proiectele la care să mai participați la prezentări. De aici, din acest moment, deci până în acest moment, a trebuit să respectăm toți din țară aceleași reguli. La modul de organizare a concursului, fiecare consorțiu care a depus proiect pentru a administra aceste fonduri a intervenit și și-a scris proiectul așa cum a considerat de cuvință. Consorțiul nostru a hotărât să dăm egalitate de șanse la toate județele dintr-o regiune, împărțind numărul de firme care se vor crea pe județe. În așa fel încât să știm sigur că din fiecare județ, măcar 15 firme vor fi finanțate. Pentru că din experiențele anterioare, pe alte linii care au fost finanțate prin POSDRU, grație faptului că în Iași, de exemplu, sunt foarte multe firme de consultanță specializate, cei mai mulți câștigători aveam dintr-o regiune întreagă, din județul Iași și din județul Neamț. Pentru că acolo, fiind mulți scriitori de planuri de afaceri și multe firme care acordau asistență, aveam categoric și mulți câștigători în zona respectivă. Noi am preferat să separăm lucrurile. De asta fiecare organizație păstorește către un județ. Și am vrut ca fiecare județ să fie sigur că va avea un număr de finanțări alocat. Dacă și ceilalți colegi care au mai obținut administrare de fonduri ar proceda la fel, ar însemna că cel puțin anul viitor județul Vaslui va avea o infuzie serioasă de capital în sistem privat. Pentru că ar trebui să se înființeze în județul Vaslui cel puțin, deci cel puțin 100 de firme, ceea ce ar însemna categoric 200 de locuri de muncă și ceea ce ar însemna niște bani, cu 100 de firme în media 40.000 de euro, înseamnă niște bani care ar intra în proporție de 70% în primul trimestru anului viitor pentru activități care se vor desfășura în acest județ. Dar nu știu ce au scris ceilalți în proiect. Noi știm sigur că vom acorda 15 finanțări la nivelul județului Vaslui. Concursul se organizează la nivel de județ, tocmai pentru a fi siguri că se va acorda egalitate de șanse și drepturi la toți participanții. Respectiv, în juriu vor fi și reprezentanți al instituțiilor care păstoresc orașul și județul dumneavoastră. Suntem obligați, și chiar dacă n-am fi fost obligați, sigur am fi respectat că așa este obiceiul, șansele, egalitatea de șanse și nediscriminare la planurile de afaceri, pentru că ne-am propus să se înființeze și să sprijinim înființarea unor firme care să funcționeze. Că dacă nu funcționează, n-am făcut nimic. Legat de modul de organizare, și mai ales de selectarea planurilor de afaceri, dar spun de organizare, pentru că cei care sunt interesați trebuie să-și cunoască șansele atunci când depun un proiect. Există o prevedere care spune că pentru comerț cu ridicata și cu amănuntul sau pentru repararea autovehiculilor și motocicletelor, procentul planurilor care vor fi finanțate nu poate depăși 20% din totalul de planuri de afaceri finanțate. Și de aici începe iar frumusețe. Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri propuse de persoane diferite, planuri de afacere identice sau cu grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, a planului de management și marketing și a bugetului detaliat. Prevederea pleacă de la o constatare reală, de la faptul că
Scopul nostru nu este cel de la Startup Nation. Când finanțările s-au câștigat, după cum au bifat consultanții, cât mai multe locuri de muncă și un cod ca el care să fie eligibil. Scopul nostru este să dezvoltăm competența antreprenorială la un număr cât mai mare de participanți și acei participanți să învețe, să-și facă singur planul de afaceri, că de-aia facem cursurile și de-aia sunt grupele așa de mici, încât să-și facă singur planul cu care intră în concurs. Nu vrem să sprijinim, îmi pare foarte rău dacă printre noastră cumva sunt și reprezentanți de firme de consultanță. Dar nu este scopul nostru, declarat și susținut, de a duce la dezvoltarea firmelor de consultanță. Noi ne-am propus să dezvoltăm cunoștințele antreprenoriale și să depistăm dintre cei care vin la cursuri pe cei care au așa zisa stofă de antreprenori, că e și asta până la urmă un talent, la care dându-le cunoștințele, să fim siguri că vor înființa niște firme care să trăiască nu 2 ani cât te obligă proiectul, ci cât mai mult și să crească. Pentru că altfel ne vor veni proiecte, că de aia este prevederea, făcute de firmele de consultanță și sunt proiecte făcute standard. Deci, sunt făcute la kilogram, pe câte un obiect, pe un cod ca el, și vine nenea care vrea să-și facă patiserie, n-are nicio importanță că planul consultantului e de patiserie pentru Maramureș, îl dă și la ăsta de aici, că e aceeași treabă, schimbă numai numele deponentului. În momentul în care sesizăm planuri identice, înseamnă că e clar, nu sunt realiste. Am făcut parte din colectivul de evaluare a proiectelor de pe Startup Nation. Am avut niște surprize extraordinare. Când vedeam croitorie și locația croitoriei era, de exemplu, în județul Botoșani și începea mai departe, structura și descrierea activității era de butării. E adevărat că sună croitorie, dar nu era același lucru. Codul caier era de confecție. Pentru că s-a lucrat pe șablon și firmele de consultanță au făcut proiecte identice, uneori uitând chiar să mai modifice text. Pe aici și cei de la oficiile pentru IMM-uri care au acum probleme în a contracta proiectele declarate câștigătoare. Tocmai pentru a preveni situații de genul ăsta, regulamentul concursului, care este bătut în cuie, spune că nu se vor finanța 2 sau mai multe proiecte. Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului. Ce am vrut să zicem în proiect? De regulă fac explicațiile după, acum le fac la fiecare slide. Proiectele se vor implementa sau afacerile se vor implementa obligatoriu în județul Vaslui. Obligatoriu în mediul urban, deci într-un oraș al județului Vaslui. Atunci când se gândește o afacere, ea se gândește plecând de la cerințele unor clienți. Aceste cerințe sunt particulare fiecărui județ. Ce se cere la dumneavoastră în Vaslui nu înseamnă că se cere în Maramureș sau în Banat sau nu știu unde, pentru că tipul de client este diferit. Și dacă planul de afacere este copiat, se vede imediat că nu se regăsește în statisticile oficiale, nu se regăsește în cerințele reale din zona economică în care aplicați. Câștigătorii concursului, cei 15 care vor fi declarați câștigători, vor efectua obligatoriu, iar în diferență cu Startup Nation, un stagiu de practică la agenți economici care au activitate economică în același cod ca el, cu cel care a câștigat planul de afaceri. Ideea este de a vedea categoric stagiul de practică se va face la firme care sunt funcționale economic și au rezultate foarte bune, dar nu din județul dumneavoastră, ca să nu se creeze o concurență artificială. Pe sistemul că noi, făcând de alte cursuri de calificare, am întâlnit, de exemplu,
mai ales în sfera prestărilor de servicii, aveam absolvenți de frizerie, coafură, manicură, pedicură și încercam să-i ducem să facă stagiu de practică în unitățile de profil. Și nu ne primeau. Pentru că lucrătorii din unitatea respectivă zic că nu vor să-și facă concurență și nu îi învățau. Ei, tocmai pentru a nu fi situație de acest gen, stagiul de practică se face în alte județe. La firme care sunt potente economic, ca să aibă oamenii aia ce învăța și să poate va exista și un transfer de expertiză pe care noi ne-l dorim. La finalul perioadei de stagiu, respectiv finalul acestui an, câștigătorii concursului vor beneficia de consiliere și asistență pentru a înființa firma ce va pune în practică planul de afaceri declarat câștigător. Este iar o diferență între Startup Nation, că tot mereu spun că lumea permanent se ne confundă cu ceilalți. La Startup Nation trebuia să aveți firma pentru a aplica. La această linie de finanțare prin POCU, firma se înființează după ce ați făcut stagiu, în ideea în care se mai completează obiectele de activitate, beneficiind de sprijinul consultanților și consilierilor și mai ales fără să vă coste nimic, pentru că toate costurile de înființare sunt suportate din grantul de care o să beneficieze persoana respectivă. Pentru a primi cei 40.000 de euro, trebuie îndeplinite niște condiții. Respectiv, persoana a fost declarată câștigătoare la concursul de planuri de afaceri, a finalizat stagiul de practică, a beneficiat de consiliere pentru înființarea firmei, a înființat o firmă nouă legal constituită în România, cu obiect de activitate și cu sediu în județul Vaslui, și de aici începe povestea. Reprezentantul legal al firmei, deci persoana care a câștigat concursul de plan de afaceri, nu a fost supusă în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din motive profesionale sau etic profesionale. Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități legale în detrimentul intereselor financiare ale comunității europene. Reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false. Reprezentantul legal este direct responsabil de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat. Reprezentantul legal nu a fost subiectul unei decizii sau ordine de recuperare a unui ajutor de stat de minimis a Comisiei Europene sau a unui alt furnizor de ajutor, sau în cazul în care a făcut obiectul unei acestei decizii, unei astfel de decizii, suma respectivă a fost deja recuperată, executată, creanța a fost executată și integral recuperată. Și, bineînțeles, reprezentantul legal al firmei nou înființate a semnat contractul de finanțare. Cum spun eu în permanență, dacă discutăm că cineva ne dă ceva, categoric trebuie să ne așteptăm să ne și ceară ceva. Că altfel nu se echilibrează balanța. Nimic nu se dă gratis. A primi ceva înseamnă ați asumat niște obligații. Obligații de beneficiarului de finanțare sau de grant sau de ajutor de minimis. Afacerea respectivă va genera 2 locuri de muncă. Locurile de muncă vor fi ocupate cel târziu la 6 luni de la înființarea firmei. Locurile de muncă vor fi menținute cel puțin 2 ani. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea în mod obligatoriu domiciliu sau reședința în regiunea nord-est, în mediul urban sau rural. Activitățile propuse prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului vor fi menținute în cel puțin 2 ani. Cum vin bani? Iar întrebarea la care se sare. Cum se organizează concursul și cum vin bani? O tranșă inițială în valoare de maxim 75% și am să explic de ce maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis vine la 40 de zile de la cererea dumneavoastră. Ați înființat firma anul viitor în luna ianuarie, ați făcut cererea, asta înseamnă că cel târziu la jumătatea lui martie banii sunt.
Nu se joacă nimeni cu termenele aici. Asta este obligația. Trebuie să fie. 75% maxim din suma declarată câștigătoare este pentru că nu toate planurile de afaceri prevăd același lucru. Într-un plan de afaceri, finanțarea poate acoperi atât tot ce înseamnă mijloc fix, materie primă, cât și salarii sau chirii sau ce Dumnezeu mai este nevoie pentru a dezvolta o firmă. Nu e nevoie primele 6 luni, poate, și de banii de salarii pe 2 ani de zile. Aia vin mai târziu. De regulă, în primele luni am nevoie de echipament, de utilaj, de amenajarea spațiului și chiria pe cele 6 luni. Din acest motiv spunem că maxim 75%. De regulă se dau și niște salarii în avans. Este foarte adevărat. Dar tranșa inițială este stabilită ca procent în funcție de specificul fiecărui plan de afaceri. Tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, se primește după ce beneficiarul va face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termen de 12 luni de la înființare, a 30% a unei valori de cel puțin 30% din valoarea tranșei inițiale. Că dacă n-a realizat atât, înseamnă că firma nu merge. Și dacă nu merge, nu înțelegem de ce ar mai trebui finanțată în continuare. Pentru înscriere. V-am spus ce face proiectul. V-am spus în ce condiții se oferă, ce se oferă și care ar fi obligațiile importante. Dar orice am dori, tot începe cu un prim pas. Primul pas înseamnă înscrierea în grupul ținut al proiectului și înscrierea la curs. Pentru că spuneam că dacă nu sunt absolvent de curs, nu mă pot înscrie la planul de afaceri. Banii ăștia care vin de la Uniunea Europeană, care în teorie se spune că nu ar mai fi lovită de birocrație, atunci când se dau, se dau condiționat, și cei de la presă deja s-au obișnuit cu chestia asta, cu o groază de documente. Nu le-am inventat noi, să știți. Pentru a intra în grupul ținta unui proiect, ai de completat cel puțin pe 15-16 pagini de hârtie. Cu tot felul de informații care, de regulă, se repetă. Dar astea sunt cerințele. Cum spuneam, nimeni nu dă nimic fără să-și ceară în schimb ceva. Primul pas este acele hârtii, acel dosar care se face pentru a intra în grupul țintă și acest set de documente conține formular de înregistrare, este modelul european, declarații de tot felul, acord de utilizare a datelor personale, pentru că ne dați CNP-ul pe formularele respective, noi suntem autorizați și acreditați să lucrăm cu informații cu caracter personal, dar ne trebuiește acordul dumneavoastră, pentru că în afară de noi toate datele noastre sunt verificate ulterior de organisme abilitate în acest sens și e nevoie de acest acord. Cererea de înscriere la curs, angajamentul de respectare a cerințelor din proiect, contract de formare, chestionar inițial, copii de acte de identitate și alte documente de stare civilă. Toate formularele alea de care v-am povestit le găsiți la domnul Popoiu, care este reprezentantul nostru în teritoriu și pe care să-l găsiți în permanență în Vaslui. Noi venim o dată pe săptămână, pentru că în rest trebuie să mai fim și la Bârlad, și la Cluj, și la Negrești, celelalte orașe care țin pe județul Vaslui. Orice informație suplimentară să o primiți de la domnul Popoiu sau pe mail de la noi, de la Asociația Consensual, sau la telefon. Considerați noastră dacă o să mai aveți întrebări. Acum, eu vă mulțumesc. Și noastră pregătiți întrebări. Că sigur mai aveți ceva. Sigur ceva este neclar. Eu am încercat să transmit cât mai multe informații. Vă rog. Vă rog. Un pic mai devreme, când ați început prezentarea, ați spus că acest proiect se poate implementa și firmelor care sunt deja înființate. Iar în timpul prezentării nu ați mai amintit de acest lucru. Nu, a spus că nu poate. Nu mai poate cine are deja o firmă înființată, nu poate să mai participe. Asta a spus? Dar nu am fost eu atent? Astăzi. Eu cred că a fost.
E condiția de eligibilitate a participantului la activități. Nu se dă finanțarea unei firme deja înființate. Firma este un rezultat a activității în cadrul proiectului. De-aia am făcut diferență între. Și am spus așa. Pentru a participa la activități și a vă înscrie la concursul de planuri de afaceri, puteți avea o firmă, dacă nu puteți fi acționar majoritar. Dar nu pentru firma pe care o aveți dumneavoastră luați finanțare. Luați finanțare pentru o firmă nouă care va genera două locuri de muncă. Lămurit? Bun. Plăcere. Firma veche? Firma veche este firma dumneavoastră. Presupun că dacă ați făcut-o, ați gândit să facă ceva și să producă ceva. Dacă ea produce și sunteți acționar majoritar în ea, nu mai puteți fi la noi. Ocupați de firma respectivă. Dacă sunteți acționar minoritar, deci aveți până în 49% din acțiuni, puteți veni, dar vă faceți altă firmă. Treaba noastră ce faceți cu aia altă? Presupun că dacă e profitabil, o păstrați. Dacă nu e profitabil, o închid. Mama ei, că doar nu îi băga banii în ea dacă data de punere a formularelor până când? Data de înscriere. Asta e o problemă de punere a formularelor până la 20 martie. O lună. Cam repede. Păi, repede pentru că și activitățile trebuie făcute repede, pentru că, spuneam, noi respectăm termenul. Noi dacă ne l-am pus, le facem. Și dacă am spus că începem primele serii de cursuri la 15 martie, la 15 martie le încep. În așa fel încât oamenii să aibă timp să acumuleze cunoștințele, ulterior să muncească la planurile de afaceri, încât în august când au venit și mi-au adus planul de afaceri să fiu sigură că reprezintă niște business-uri care vor trăi. Durata cursului 6 luni? Nu. Durata cursului este de 60 de ore. 60 de ore, a câte 6 ore pe zi, înseamnă 10 zile. Nu am spus că va dura un curs o săptămână sau o lună. Pentru că grupa fiind mică, așa ne-am și propus să lucrăm cu grupe de 10-12 oameni, selectați în funcție de nivelul de cunoștințe pe care l-au deja, pentru că fiecare persoană are nevoie de alt set de cunoștințe, și să încercăm să grupăm pe nivele de pregătire și pe nevoile lor, că poate nu pot veni în fiecare zi la curs. Și atunci să grupăm oamenii și în funcție de cum pot veni la ore. Vor să vină sâmbătă și duminica, perfect, așa se vor face cursurile. Vor să vină o săptămână câte 8 ore pe zi. Sănătate, dacă aveți 8 ore, noi aducem un formator care să vină să stea 8 ore în fiecare zi. E în funcție de, un curs poate să dureze 2 săptămâni sau o lună jumătate. E, depinde de participanți. Spuneați că nu se pot finanța două proiecte la fel. Da. Păi și în cazul în care o să fie două la fel, unul sare, nu? Nu există să fie două proiecte la fel dacă sunt făcute de către persoana în cauză. Pentru că fiecare se gândește și fundamentează în funcție de ce a sesizat el că ar fi nevoie. Ca să am două proiecte care sunt scrise la fel. Știi cum e că doctoratele de la modă de acum care sunt plagiate. Nu pot să, să cunosc. În același domeniu de activitate. În același domeniu de activitate poate să fie, n-am nicio problemă. Doar la comerț am restricția de 20%. Dar dacă am 5 proiecte care îmi justifică nevoia de atelier mecanic, și fiecare și-a justificat-o pe zona lui pe care o are, pe tipul de mașină, pe Dumnezeu cu mila, pe ce vrea el să facă, categoric îs diferit. Dar dacă voi vedea că acel atelier mecanic se repetă de la cap aproape la coadă în două proiecte, amândouă sunt excluse. Că nu știu care de la care a copiat și noi se exclude. În același domeniu pot fi oricâte. Dacă piața o cere, facem. Vă rog. Doamna Viana, există limită de vârstă maximă? Da. Nu. Aici așteptam întrebarea asta. Singura limită pe care o am este de 18 ani la înscriere. Și dați-mi voie să spun... Împliniți? Cum? 18 ani? Da, la înscriere. Mă refer 17... 18 ani la înscriere. Atunci când completează formularul trebuie să aibă 18 ani, să fie conștient de valoarea semnăturii pe care o pune pe formular. Are timp o lună după ce... Nu. Deci 18 ani împliniți. Și după aia, cum aș spune eu, categoric am spus. Eventual intră în ultima serie și revin.
Până când, deci n-am nicio limită de vârstă, nicio limită, atâta timp cât nu am restricție de semnătură dată de medic. Pentru că plec de la considerentul că firmele nu se înființează de o persoană de 70 de ani pentru ea. Înființează clar ca să aibă unde munci copiii. Pentru cei doi copii pe care și-i angajează acolo. Nu înseamnă că dacă am făcut firma, sunt obligat să lucrez în ea. Poate lucra altcineva. Este ideal să lucrez în ea, pentru că înseamnă că cunosc domeniul, că nu mai angajez decât un singur om, că voi depune în firma aia tot suflet. Dar pot să fac o firmă pentru ce pot. Pot să o fac pentru oricine. Deci n-am limită de vârstă decât dacă este condiționată de responsabilitatea semnăturii. Așa se cheamă și trebuie să-mi dea notarul sau un medic. Nu mă face să mă gândesc că eu n-aș putea aplica. Știți? Înseamnă că prezentarea a fost clară. Mai am o întrebare. Vă rog, mă scuzați. Dacă tipul de firme care se pot înființa, SRL-e sau firme individuale, PPA-ul, una dintre întrebări. Da, da, una dintre întrebări și vă răspund punctual, SRL. Deci doar SRL. Da, societate cu răspundere limitată. Nu ne acceptă întreprinderile individuale, nu cele persoane fizice autorizate pentru că nu mai au cum să angajeze, stipulat clar, SRL. Nu cooperative, pentru că nu este linie pentru agricultură, numai societate cu răspundere limitată. Am întrebat pentru că am aplicat cu postul, am stau înființat pe PTA-ul la vremea respectivă și pe PTA-ul o să angajeze. Da, știm. Da. Achiziția de imobile este limitat proporția în cadrul planului de afaceri la raportul nostru. Ea trebuie justificată de planul de afaceri. Și acum e bine pusă problema, așa am să vă spun. Așa cum este ghidul, în acest moment, eu tot fac referire la momentul în care discutăm. Și nu pentru că aș avea eu ceva cu momentul ăsta. Dar în ultimele 18 luni am schimbat o groază de miniștri care fiecare mi-a modificat câte ceva, în funcție de cum a ieșit lumea în stradă, mie mi-a modificat ceva, s-a întors lumea înapoi în stradă, iar mi-a modificat ceva și tot așa încât ajung mereu să fac referire la moment. Deci la acest moment nu mă limitează planul de afaceri la vreun tip de cheltuială. Deci dacă planul de afaceri din el îmi iese justificată oportunitatea și eficiența achiziționării din cei 40.000 de euro a unui imobil, asta e. Dar trebuie să știți foarte bine să-mi justificați această nevoie, pentru că altfel eu vă întreb. Bun, ai spațiu și ce faci cu el? Că nu vă dă nimeni un spațiu ca să-l închiriez gol după aia la alții și să-mi fac bani ca să plătesc aia salarii. Spațiul trebuie să producă. Și dacă spațiul ăla trebuie să producă, atunci unde sunt banii pentru utilaj? Unde sunt banii pentru materie primă? Unde sunt banii pentru salariile primele luni când nu produce nimeni nimic și oamenii ăia trebuie să plătiți, mai ales acum când dacă nu e plătit e caz penal și e altă poveste? Încep să întreb de ce mi-aș băga toți banii într-un spațiu și cât ar trebui să fie cofinanțarea mea, că asta ar însemna, ok, de la dumneavoastră, din aia 40.000 de euro, cumpăr spațiu, asta înseamnă că restul cheltuielilor de funcționare a firmei devin aportul meu și trebuie să-i aveți de la început. Scurt, că altfel nu... Asta era treia întrebare. Dar puteți cumpăra și spațiu. Deci nu, nu există. Parte nimic. De cofinanțare, deci nu există o nu. Parte de cofinanțare. Nu. Dar linia... poate să fie. Bineînțeles că poate să fie, dacă e să fie sănătoși. Dar linia de finanțare este destinată persoanelor care doresc să înființeze și au dorit și doresc să înființeze o firmă și în permanență au spus că nu au făcut X activitate pentru că nu au avut bani. Și atunci cu ei am vrea să lucrăm, cu cei care și-au dorit și n-au făcut business-ul și noi încercăm să învățăm să facă planul de afaceri care să se încadreze în aia 40.000 de euro. Ăsta este rostul cursurilor, de fapt. În a te învăța să te încadrezi în banii pe care îi ai, în așa fel încât să nu-ți blochezi veniturile familiei.
nu se denorocești familia pentru ăștia 40.000 de euro. Că după aceea intri în altă gaură mai mare. Ăsta e rostul cursurilor de data aceasta și a consilierii de după și a faptului că nu-i primești decât în momentul în care ai terminat și stagiu de practică, în care ai văzut care sunt problemele și după aia mai des dacă îi mai prins sau nu. Că nu e ușor să ții 2 ani de zile, aici, 2 angajați. Nu e ușor. Mai ales în aceste condiții, revin de la acest moment. Când dacă nu i-ai virat obligațiile de la salar, ai încurcat. Cei 2 ani de menținere a locurilor de muncă, așa, de la ce moment se începe? Bine punctat. Păi depinde, în mod normal nu este, nu spune decât cel mai târziu 6 luni de la înființarea firmei trebuie să am angajați. Cu cât îi angajez mai repede, cu atât salariile pot fi prevăzute în planul de afaceri. Deci nu mai stau cu stresul salariilor. Asta înseamnă că orice voi produce, pot să-mi fac depozit pentru lunile care rămân neacoperite din salariu. Deci, finanțarea vă acoperă aproape 16 luni din cele 24. Înțelegeți? În așa fel încât, cu cât aveți oameni să producă mai repede, cu atât aveți deja acoperite salarii. Am fost clară? Bun. Și foarte important. Este foarte important. E foarte adevărat că este foarte important. E important nici să nu-i angajez dacă nu pot produce oamenii. Deci nici n-am să-i angajez pe cei doi dacă nu am tot fluxul, indiferent de ce am eu de făcut, finalizat și măcar câteva comenzi luate. Nu-i angajez că ar trebui să-i plătești și să stea degeaba. Dar să fiu sigură că din momentul în care am o comandă, am și salariile asigurate, chiar dacă nu mi este plătită o comandă. Presupun că o rezervație minim, nu? Minim 2. Deci, da, minim. Deci nu poate să ieși un monop. Da, dar nicio problemă. Dar mai întreb. Persoanele respective pot fi cadrate cu timp parțial de muncă sau sunt obligatorii ca să fie cu program normal de lucru? Vă spun. Sau cu munca la domiciliu. Nu, deci munca la domiciliu nu se acceptă pentru că declarați un sediu. Declarați un sediu în județ, iar munca la domiciliu nu mai poate fi contorizată în cadrul județului. Activitatea trebuie să desfășoare sigur în cadrul județului și în mediul urban. Când discut la munca la domiciliu, poate fi și în mediul rural dusă activitatea respectivă și nu am voie. Revenim la norma de lucru. Ce să vă zic, în acest moment eu zic că este o scăpare a legii. Rugați-vă să fie scăpare în continuare și să se încheie proiectul cu această scăpare. Nu spune nicăieri care e norma de lucru. Deci n-am nicio prevedere vis-a-vis de norma de lucru. Dar vă spun cu certitudine, nu poate fi mai puțin de 4 ore. Și cu certitudine așteptați-vă dacă se trece de luna aprilie, când ni se aprobă metodologiile, fără să ni se impună normă de lucru de 8 ore, veți fi niște fericiți. Altfel, nu pot să spun decât în acest moment nu am nicio prevedere că să fixeze numărul de ore aferente unui angajat într-un startup. Mai pot continua? Vă rog. Trebuie colegii din sală. Dacă o persoană poate să depună un plan de afaceri, nu este spus, da? Nu, dar presupun că persoana respectivă, mare nevastă, mare copil, mare stagiile de practică. Așa. Ați scris la stagiile de practică. Stagii de practică pentru business, pentru afacere sau nu, pentru salariații care nu vor... Persoana care va înființa, care a scris planul de afaceri, care l-a câștigat. De exemplu, l-a câștigat planul de afaceri și plec de la mecanic auto pentru înființarea unui atelier de mecanic auto. Va merge în stagiu de practică la un atelier similar de mecanică auto, care este profitabil în altă zonă decât județul Vaslui. Dacă zice județul Vaslui, nu îi spune nimic. Și va vedea exact care sunt problemele reale când funcționează, că e una să mă gândesc eu și să văd atelierul ca și client. Când mă duc eu la atelierul mecanic și sunt nemulțumit sau mulțumit de ce se întâmplă în atelierul ăla, și alta e să stau în atelierul ăla mecanic o săptămână, 8 ore pe zi și să văd problemele care sunt reale de pe cealaltă baricadă.
Asta este rolul stagiilor de practică. Sunt obligatorii? Categoric. Are și dacă este un domeniu de activitate care nu există în România. Da, e un obiect de activitate într-un domeniu inovator. Există două variante, ca în filmele cu nu spun ce. Varianta 1. Dacă există în afara granițelor României și cu certitudine nu există în România, veți face practică în afară. Pe banii? Pe banii de proiect, că stagiul de practică este asigurat prin proiect. Deci diminuează din cei 40.000 de euro. Nu afectează cei că nu ați ajuns să-i luați. A. Deci tot ce e până la semna pentru ei, e gratis. După aia vedem. Deci dacă... Dacă ajunge să scad toate. Nu. Vă spune imediat și ce să scad. Dar trebuie să demonstrați că ceea ce vreți să faceți aici nu mai există în România. Și atunci, e problematic dacă ceea ce vreți noastră să faceți, de exemplu, mai fac rușii la Moscova. Că acolo nu vă putem deconta cheltuielile, ele se decontează în cealaltă spațiul Europa. A ieșit din Europa e o leacă mai complicat. Dar dacă vă duceți la Putin, vă oprește. Nicio problemă. Acum, eu tot glumesc. Domnul a spus că după aia mi se oprește. Singura cheltuială obligatorie. Deci chiar dacă noastră nu vă gândiți să o faceți, dar vă este impusă, este asigurarea echipamentelor. Este singura cheltuială care este impusă. Deci bunurile alea care se cumpără prin proiect trebuie asigurate. Dacă între timp în cei 2 ani de zile, în cele 24 de luni, proiectul nu este fezabil. Fezabil. Ce se întâmplă? Urât. Bani înapoi? Categoric. Asta cred că eu trebuie să începeți. Nu este fezabil înseamnă următorul lucru. Deci banii se iau înapoi în condițiile în care nu respectați obligațiile. Ce îmi spun obligațiile? Că cei doi oameni trebuie să lucreze 2 ani. Păi, da? Firma nu merge. Activitatea care am lucrat să nu... Dacă firma... Nu mi-aduce profit. Păi, înseamnă că n-a fost bun planul de afacere. A fost făcut de un consultant de 2 lei. Sau aduce profit, dar nu atât de... Mare încât să acopere salarii și așa mai departe. Ajunge la 25%. Ce se întâmplă? Nu, două lucruri diferite. Ce mă întreb tu și ce îmi spun ei. Deci, tu mă întreb, o secundă să-i spun și lui, că după ajung la masă. Tu mă întreb de cei 30% care înseamnă a doua tranșă. Nu, mă întreb la acel venit 30% pe care trebuie să-l ai de profit. Dar eu n-am discutat de profit. Eu n-am scos niciodată cuvântul profit. Nu, s-a spus așa. Se primește 75%. Aia e valoarea de grant. Și am spus, 75% se primește în prima perioadă. Și a doua tranșă numai dacă voi avea venituri, te rog frumos, deci 30% din valoarea finanțării, care înseamnă cu totul altceva și nu profit. Și dacă avem 25%? Nu primești. Bun, și nu se primește a doua tranșă. Și tranșa de valoare de 30% va trebui înapoiată? Nu. Aia 30%, adică 12.000 de euro trebuie să realizeze în aia 6 luni de zile, să înțeleg. Nu, într-un interval de 16 luni. Tocmai am spus, deci până în ultima lună... Atunci se dă ultima tranșă. Deci atunci, ca să pot, și spun ultima lună, pentru că durează 40 de zile până vă eliberăm a doua tranșă. Și acum, revenind la ce a spus noastră, pentru că el a întrebat de grant, de ajutorul de minimis, noastră m-ați întrebat ce mă fac eu dacă firma nu funcționează. Funcționează, dar nu chiar... Nu să aibă un profit încât să acoperi măcar salariile celor doi care mă obligă să merge, acoperă, dar nu ia... Acoperă salariile... Da, deci pentru a nu-și cere banii înapoi, trebuie ca firma să funcționeze 2 ani, nu te-am întrebat la ce nivel, și angajații să fie angajați 2 ani din momentul în care ai angajat pe proiect. Și subliniez, un an și jumătate ai salariile lor, dacă în următoarele 6 luni nu poți să le faci salariile, dă un colț treabă, înseamnă că nu-i bine. Nu știu, nu mă pune să te învăț ce-i să faci atunci. O să vedem atunci, că de-aia se dă consultanță, asistență, mentorat și nu... Asta este diferența. Pe linia de finanțare de resurse umane, toată lumea lucrează alături de dumneavoastră. Deci cei care câștigă, nu-ți lăsați de capul lor.
că vine consultantul în fiecare lună și stă lângă tine și de ce nu ți-o mers? Hai să vedem cum te ajutăm, ce ți-ar mai trebui. Spune-ne, nu te lasă nimeni. Nici noi nu avem interesul ca dumneavoastră să nu terminați. Pentru că intru într-o morișcă extraordinară dacă nu vă merge. După aia mă întreabă mie de ce ți-am aprobat planul de afaceri și nu vreau. Vă rog. La înscriere la acest proiect. Așa. Trebuie să fie deja concretizată ideea planului de afaceri sau nu. Pe parcursul cursului? Pe parcursul... Deci la înscriere trebuie doar să vrei să dobândești competența antreprenorială. Și să vrei să înveți să fundamentezi foarte bine un plan de business. Nici măcar nu-ți cer să lucrezi în timpul cursului pe ideea de business pe care vrei să o aplici. Nici măcar asta. Poți să lucrezi pe orice idee ca să înveți cum să faci planul de business. Deci nu trebuie să-ți fie concretizată ideea. Dovadă că nu toți cei care fac curs, i-am și estimat, a fi potențial candidați. Niciodată nu m-am gândit că dacă eu școlesc 130, toți 130 o să vrea să-și facă firmă. Că unii după aceea își dau seama că ei și-au dorit, dar nu au abilități și n-au stofă de... Toți ne dorim să fim președintele României. Dar dacă n-am învățat să nu vorbim ca Iohan, ca să nu-i spun pe numele, ca să nu mă ia cineva... Da. Cursul ar trebui să fie de așa natură încât toți ar dori să fie președinți. Păi eu așa îmi doresc. Dar eu zic că dumneavoastră nu trebuie să vă doriți același lucru. Cât vor fi mai mulți care își doresc, concurența dumneavoastră va fi mai acerbă. Eu îmi doresc acest lucru. Dumneavoastră nu trebuie să vă doriți acest lucru. Mai pun o întrebare. Vă rog. Participanții vor fi încurajați financiar sub formă o indemnizație premiu pentru a participa la lucru, așa cum se practica în vechea... Știu, la postgrup, da. Nu. Subvențiile deja sunt limitate și pe celelalte linii. Nu. Aici se consideră ajutorul de minim suficient de stimulativ pentru a încuraja participarea la cursuri. Și pe perioada stagiului de practică, o persoană prindă, să zicem, cât ți se decontează din costul, inclusiv un salariu, echivalentului? Perioada de stagiu este de o săptămână. Este o săptămână și toate costurile aferente stagiului, respectiv transportul la locul de stagiu, cazarea, masa, perioada de stagiu, sunt asigurate prin proiect. Nu se oferă indemnizații suplimentare. Nu se primesc bani, alți bani decât aia 40.000 de euro pe această lume. Nu numai la noi. Discutăm de oricine are în administrare fonduri pe această linie. Da. Gata? Da, eu vreau să încurajez. Am cunoscut o persoană care a accesat pe postul și ok, bine, nu merită să încercați să depuneți planul de afaceri. Chiar dacă la început, în prima fază, deci concursul s-a anulat la vremea respectivă, a fost depunctat planul de afaceri, la final, pe baza unei contestații, deci s-a acceptat și a primit finanțare. Bună. Acum, legat de întrebarea noastră, să știți că nimeni nu se așteaptă ca toate afacerile care se vor înființa să spargă topurile de profitabilitate. Această linie de finanțare este gândită pentru a finanța afacerile de familie. Acele afaceri care să-ți permită să lucrezi pentru tine și să-ți scoți salariul. Nu se va îmbogăți cu certitudine nimeni peste noapte dintr-un business din ăsta, nici măcar dacă este în domeniul IT, pentru că nu-l văd obținând și de mii de contracte plătite în milioane de euro într-un interval de o lună, 2, 3, 4, 5 de la înființare. În rest, ele sunt gândite la stadiul de mică afacere de familie și culmea ironiei și o să vedeți că asta o să și funcționeze după. Pentru că business-urile care mor în primul an de funcționare, sunt cele care au fost gândite pe tunuri, nu pe sprijinul și pe implementarea cu familia. De-aia sunt liniștit. Cei care doresc să se înscrie la cursul de competențe antreprenoriale, deci doresc să se înscrie la proiectul nostru,
trebuie să completeze acele formulare care le are colega mea și vă poate ajuta în așa fel încât să le completați. Subliniez, nu suntem singuri care o să vină în județul nostru. Dar odată înscriși la unul pe un proiect, nu mai puteți să vă înscrieți la altul. În o perioada următoare, dacă n-au venit, probabil o să mai vină și alți câștigători de administrare de fonduri la dumneavoastră și o să vă prezinte și, eu știu, facilitățile care le dau și ei prin proiectele lor. Aveți timp să vă gândiți până la 15 martie, dar la 20 martie noi am tras linia. Atunci să depună... Da, de depunerea formulatelor. Așa este. Vă mulțumim pentru prezență. Sperăm să fi fost cât de clar s-a putut. Orice întrebare vă mai bine sau la orice întrebare considerați că nu ați avut răspuns sau nu ați avut curajul să le puneți de față cu toată lumea, folosiți adresele de mail care le aveți pe slide-urile pe care le-ați primit. Aveți acolo secretariat@consensual.ro. Mulțumim frumos, vă dorim o zi plăcută și vă așteptăm la cursul de noastră.